Стриматься приятень, стриматься кончета тень. Астези се лансяза на лидера персона, кари мерита са окупи функция де președинте ал Републичи Молдова. Домнул Александру Стойноглу, если он професионист и репрошабил, а демонстрат кураж ши характер ин лупта ку недрептате. Если он статалист, он фамилист, om care respectă valorile noastre creștine și foarte important, nu are apartenență politică. Deci, va fi nepărtinitor în conduita politică cu toți cetățenii Republicii Moldova. Da, domnul Stoianoglu va participa în alegeri cu suportul Partidului Socialiștilor. Dar platforma de partid nu înseamnă asociere de partid. E vorba aici de un mod de a facilita înregistrarea dumnealui în scrutin, astfel încât campania sa electorală să fie cât mai bine gestionată organizațional. În rest, Alexandru Stoianoglu este acel candidat care cel mai bine se înscrie în termenul de candidat de compromis larg, candidat al poporului, candidat al tuturor forțelor de opoziție. Vreau să fie foarte clar. Votul pentru Stoianoglu nu este neapărat un vot pentru socialiști. Votul pentru Stoianoglu este pentru un președinte al poporului. Dar votul adepților socialiștilor va fi un vot direct pentru Stoianoglu. Cred că mesajul principal al domnului Stoianoglu de a face dreptate pentru toți cetățenii este mesajul pe care cel mai mult are nevoie astăzi Republica Moldova. Уважаемые сограждане, я знаю, что народ хочет справедливости. Думаю, что главное послание господина Стоянову добиваться справедливости для всех граждан – это то, о чем сегодня больше всего нуждается страна и все общество. Обещанные пас хорошие времена в реальности оказались несправедливостью. Поэтому народ хочет справедливости. Нынешнее руководство, нынешний президент Майя Санду должна уйти. Та, которая в ущерб своему народу сдала национальные интересы страны внешним кураторам, полностью уничтожила правовое государство, ввела цензуру в СМИ, довела народ до глубокой нищеты, половину срока руководила страной единолично через режим чрезвычайной ситуации, на этих выборах будет наказана народом Молдовы. И это есть высшая форма справедливости. Очень надеюсь и уверен, что господин Стоянову разберется со всем. В президентуре у него будет много работы. А наши шансы на победу высоки. Господин Стоянову, выйдем вместе во второй тур и там победим. Я в этом уверен. И прошу вас восстановить справедливость. Народ именно это ждет от народного кандидата, от будущего президента. Большое спасибо. Doamnelor și domnilor, dacă e să numim azi o singură așteptare importantă a societății moldovenești și a cetățenilor noștri, ea poate fi formulată astfel. Oamenii vor să le face dreptate, nașii grajdani jajdu spravedlivosti. Fiecare categorie de cetățeni are nevoie de dreptatea sa. Profesioniștii din sistemul justiției doresc să fie lăsați liberi în executarea datoriei lor, fără abuz, fără șantaj și fără dictatură politică. Pedagogii vor să le facă dreptatea în cerințele lor salariale și în îmbunătățirea condițiilor de muncă. Același lucru îl doresc medicii, bugetarii, funcționarii. Agricultorii solicită dreptatea lor când cer sprijin de la stat, pe fundal de catastrofe în domeniul agricol. Toate familiile din Republica Moldova se simt nedreptățite azi din cauza tarifelor enorme la gaz, căldură și energie. Tarife provenite din scheme dubioase. Oamenii de la sate se simt uitați și abandonați de guvernare. Oamenii din comerț și producători autohton se plâng de impozite draconice și de condiții grele, aproape imposibile în exportul produselor. Etnicii și сообщества și различne sociale grupe чувствуют себя униженными
и ущемленными, потому что президент Майя Санду и партия ПАС разделила общество, придумали внутренних врагов, поделили население на хороших и плохих людей, установили антидемократический режим, режим страха и ненависти. Инклюзив журналистки Афос Недриптецит, Финтен Пусе Чензура, Инстил Тоталитар, Финтен Кисе Телевизион, Финтен Организатор Херцуирия на адреса персонала публичи, инкомоды Путери Пас. Не чудата, ин история Республики Молдова, но Афос Атита Абус, ин масс-медиа, шину Афос ингредиты Атит Деграф, Либертатя де экспримария. Ору кондиции эссенциала демократии есть плурализм де опинии, кари есть ин мод агрессив или минат де актуалы гувернария. Киарши диаспора, кари авотат массив пентру Майя Санду ши ПАС, есть аз не дрептеците, ши традаты де атитудини ароганта апашиштовых. Программу Прима Касса, кари дискриминяза дискиз печей ден диаспора, есть унул dintre zecele de exemple cum PAS îi neglijează. Astăzi, majoritatea tinerilor din țara noastră nu găsesc dreptate și speranță, și speranță în ziua de mâine și părăsesc cu zecele de mii țara. Niciodată nu a fost un asemenea exod de tineri ca sub regimul abuziv al Maia Sandu. Acesta este un vot negativ indirect, un vot cu picioarele. Ситуация крайне тяжелая. Полицейские уходят со службы, и люди, мы остаемся без защиты. Из страны выезжают высококвалифицированные медики. Талантливые учителя уходят из школ. Предприниматели переезжают вместе со своим бизнесом за границу. Крупные иностранные инвесторы покидают Молдову. Все эти категории наших сограждан хотели и ждали справедливости, но получили обратное. Ничего, кроме враждебности, пренебрежения, шантажа, презрения и безответственного отношения за последние 4 года. И это отношение исходит сверху, от президентуры, от высокомерия президента Майи Санду и ее хронического отсутствия сочувствия к народу. Так случилось, что сегодня наша страна брошена в несправедливость. Молдова сегодня как брошенный ребенок, лишенный ласки матери и защиты отца. Вот почему я считаю и уверен, что мой долг, как будущего президента страны, восстановить справедливость для народа. Вернуть людям чувство, что они нужны в этой стране, что их слышат и что им помогают. И я сделаю все возможное, чтобы обеспечить справедливость для всех и истинную демократию. Уважаемые граждане, моя цель, как будущего президента, добиться справедливости для всех, а некоторым – воздать по справедливости. Merci. Stimați cetățeni, stimați prieteni, astăzi Partidul Socialiștilor la Consiliul său Republican a luat o decizie probabil cu unica și foarte corectă și înțeleaptă. Și votul a fost unanim la tot Consiliul Republican, fără ezitări. Să-l susțină în această campanie electorală, în acest scrutin, pe candidatul independent, domnul Stoianoglu. Două cuvinte. Îl cunosc pe domnul Stoianoglu să nu se supere de la începutul acestui veac, de la începutul anilor 2000. Este o persoană care știe să-și țină cuvântul. Ceea ce a spus, ceea ce a făcut. Este o persoană a dreptății. O persoană care o să respecte și în capul meu să o să fie legea. Și asta este necesar pentru toată societatea. Dar mai este un lucru, un lucru de omenie, de atitudine omenească față de fiecare om, fiindcă fiecare om merită să fie estimat că este om. Asta ne lipsește acum în societatea noastră. Și încă un lucru, este o persoană care sunt sigur că are capacitatea nu să dezbine, dar să unească toată societatea noastră, indiferent unde s-ar afla oamenii noștri, aici în țară sau peste hotare. Eu cred că alegerea colegilor mei este o alegere foarte și foarte corectă. Și eu cu tot sufletul
susțin această candidatură și sigur că noi vom merge și vom încerca împreună cu candidatul nostru, cu candidatul independent, candidatul poporului, să-i convingem pe oameni ca să-l voteze pe domnul Stoianoglu. Vă mulțumesc! Bună ziua, toată lumea! Astăzi a avut loc prima ședință Consiliului de Inițiativă de a promova și de a susține candidatura lui domnul Alexandru Stoianoglu în calitate de candidat la funcție de președinte a Republicii Moldova. S-a vorbit foarte mult despre personalitatea respectivă. Mă bucur de faptul că în cadrul acestui Consiliu de Inițiativă au intrat oameni care sunt departe de diferite partide politice, sunt apartenici, care susțin candidatura a poporului, candidatura omului care nu are nicio afinitate cu alte partide politice. Mă bucur de faptul că este un candidat care va aduce în albe respectului legii. Va fi adevărat garant a Constituției Republicii Moldova, care în ultimul deceniu permanent este încălcată, este maltratată și umilită. Înseamnă că umiliți suntem noi toți, fiindcă Constituția ne dă și ne garantează drepturile noastre. Eu sunt absolut convins că prin venirea în funcție de președinte a Republicii Moldova, domnul Alexandru Stoianoglu va introduce un alt sistem de cooperare cu oamenii. Va fi, cum este el, deschis, onest și, cel mai important, cu mare stimă față de oameni. Noi avem nevoie de a readuce stimă și respect față de această instituție, cum este președinția Republicii Moldova. S-o stimează nu numai partenerii noștri și colegi de peste hotare, dar și tot poporul Republicii Moldova. Să ne ajute bunul Dumnezeu și multă sănătatea acelor care ne va susține și va aduce la succes și la victoria acest candidat. Stimați prieteni, colegi, doamnelor și domnilor, trăim timpuri grele. Se închid, mai bine spus, se lichidează grădinițe, școli, universități, institute de cercetare. Tinerii pleacă din Moldova. Pe parcursul doar a ultimilor 4 ani de zile au plecat din Moldova 150.000 de tineri. Sau mai bine spus, mai mult de 20% din tinerii cu vârstă din 14-34 de ani. Autoritățile, în loc să întreprindă măsuri pentru a depăși situația precară, recurg la aventuri pe care le numesc reforme, care agravează lucrurile, justificând incapacitatea de guvernare, de administrare a treburilor în stat, prin afirmații aberante. Cât face doar așa afirmații în ajunul zilei de independență Republicii Moldova, afirmații de tipul că trăim într-un stat artificial sau suntem un popor fantomă. Situația creată îmi aduce aminte de spusele celebrului gânditor, potrivit căruia nu există țări bogate și sărace, ci există țări bine guvernate și țări rău guvernate. Moldova are nevoie de conducători veritabili, care să facă față provocărilor. Eu nu sunt membru de partid, dar ca cetățean al Republicii Moldova m-am întrebat
ce calități trebuie să posede o persoană care să fie alesă în funcție de președinte al țării? Și în urma cugetărilor am ajuns la concluzia că un astfel de candidat trebuie să îmbine armonios următoarele calități. Și anume, să fie un om educat, să posede competențe profesionale, să aibă o gândire rațională, să posede calitățile de omenie și să fie un om de stat, care să reiasă în activitățile lui din interesele societății noastre, a întregii populații, a statului nostru. Și vreau să spun că un astfel de candidat, un astfel de lider este domnul Alexandru Stoianoglu, pe care personal îl cunosc de foarte mulți ani. Un om deosebit, un profesionist și un om integru absolut. Sunt convins că alături de domnul Stoianoglu vom lupta pentru idealurile care ne sunt nouă dragi, pentru revenire la normalitate în Republica Moldova. Stimați prieteni, viitorul Moldovei începe astăzi și aici. Vom lupta și cu siguranță vom învinge. Așa să ne ajute Dumnezeu. Stimați prieteni, stimați colegi, din păcate, încă mulți oameni nu cunosc cine este domnul Stoianoglu. În afară faptului că este o persoană care va proteja Constituția țării, dreptatea și libertatea, va respecta și va proteja fiecare cetățean, dumnealui are lucruri importante după mine, calități umane, omenie, înțelepciune, cumsecădenie, modestie și are un cuvânt. Are o biografie, o istorie frumoasă a unui om care știe a trăi modest și în conformitate cu legii. Un om care va proteja și întreaga Republica Moldova, va asigura pacea. Ori pacea este ceea ce dorește astăzi fiecare cetățean al Republicii Moldova. Ori nu putem înțelege deseori cui servesc guvernanții noștri. Și să nu uităm că Republica Moldova își pierde treptat propria suveranitate. Și da, Republica Moldova are nevoie de un garant veritabil al Constituției. Acela care va întoarce țara poporului, ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să aibă acasă un loc de muncă, o grădiniță, o școală, un spital și un nivel decent de bunăstare. Дорогие друзья, сегодня была найдена юридическая формула участия Александра Стояногла на этих выборах. Но рядом с ним сегодня не только самая мощная и активная патриотичная команда в стране – партия социалистов. Рядом с ним сегодня тысячи, десятки тысяч людей по всей стране. Это кандидат, которого боится власть. Боится. Уркума гувернацары, режимул паши, персонал Майсанду. Прин атмосфера ши инструменты ди фрика. Шастысь, штив ши ечен сам на фрика. Фрика ди аперде. Ди аперде инфаца Луи Александру Стоянобло. Ши ди ачея гувернари астысь злупты кон сингур кандидат. Numele căruia este Alexandru Stoianoglu. Dar nu poți câștiga întregul popor și nu poți opri voința populară de a schimba lucrurile în țară și de readuce Republica Moldova pe calea normalității. Că oamenii nu mai vor vremurile bune, oamenii vor vremurile normale. Alexandru Stoianoglu va aduce dreptate fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Александр Стоянобло – это человек, который вернет справедливость, гражданское человеческое достоинство каждому человеку. И рядом с ним сегодня находится вся команда Республики Молдова. Куда мне ажуты, Виктории, с Богом!
Всем спасибо. Спасибо большое. Мультимед.